și executat operații în sistem integrat pe teritoriul statului caracterizat de creșteri calitative și cantitative ale indicatorilor de stat. Menționez că toate aceste realizări au fost financiare și a cantităților de carburant și lubrifianți suplimentare. Astfel, cheltuirea fondurilor financiare alocate s-a făcut în acord cu cel comandamentul diviziei, împreună cu toate structurile. Ordinul meu este acela de a menține nivelul ridicat de pregătire și instruire a personalului și, în același timp, să continuați acele programe pe care de altfel deja le-am aprobat, vis-a-vis de înțestrare, modernizare, achiziții de muniție, refacerea stocurilor de luptă, refacerea și completarea mijloacelor tehnice necesare din punct de vedere logistic pentru a ne îndeplini misiuni. Sigur că apar și obligații și responsabilități noi. Și pentru că tot este la modă războiul acesta informațional, vreau să fac o precizare și după aceea să mă refer la aceste obiective. Acele obiective din planul de reasigurare pe planul estic al NATO și al Uniunii Europene, respectiv cele 6 comandamente care trebuie să realizeze în țările de pe granița de est, respectiv în cele 3 țări baltice, în Polonia, în România și în Bulgaria, sunt capabilități militare strict defensive, așa cum este și capabilitatea militară de la DNS. Vis-a-vis aceste obiective, în acest an va trebui să facem și un efort operațional, dar și financiar deosebit, având în vedere că odată ce s-a dat aprobarea politică de către Ministrul Apărării la Ministerială de săptămâna trecută, obligativitatea de a operaționaliza acest